Apostolul Petru a ajuns în Cezarea și Corneliu îi spune câteva cuvinte foarte semnificative. Acum, iată, stăm toți înaintea Domnului ca să ascultăm ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. În locul acesta suntem înaintea lui Dumnezeu și vrem să vorbim cuvintele Domnului, să cântăm cântările Domnului și să ascultăm de porunca pe care o are El. În seara aceasta voi încerca să am o predică scurtă în legătură cu trei prepoziții cheie ale lucrării Duhului lui Dumnezeu. Duminica viitoare sărbătorim Rusaliile. Astăzi e, așa cum se vorbea dimineață, de anticamera, Florida, anticamera, nu știu ce. În seara aceasta e doar o introducere la sărbătoarea Rusaliilor. Pentru că textul pe care l-am citit din Ioan, capitolul 14, e textul pe care îl avem de o importanță deosebită și la textul acesta au discutat și s-au sinoadele, s-au împărțit bisericile, vine Duhul Sfânt numai de la Tatăl, vine și de la Fiul și nu intrăm în asta, însă e text de o importanță mare, făgăduința pe care Domnul o face că va trimite un mângăietor. Și toate sunt după un program și un calendar divin. În Faptele, capitolul 1, ne spune despre 40 de zile până la înălțare și apoi încă 10 zile până la pogorârea Duhului Sfânt. Și urmează un alt eveniment la care nu ne am vrea noi multe detalii și multe incumete să dea detalii. Evenimentul pe care îl așteptăm, venirea Domnului să sărbătorească împărăția sa cea veșnică. Voi lua trei prepoziții pe care le avem în Cuvântul Sfânt în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt. Duhului Sfânt care spune cuvântul Domnului aici că Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l cunoaște și nu-l vede. Toți vor să vadă și Duhul lui Dumnezeu nu e Fiul lui Dumnezeu care a coborât vizibil între noi. E Duhul care nu poate fi văzut. Și pentru că nu-l vede, lumea nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi. Și e prima prepoziție pe care vreau să vă subliniez. Duhul Sfânt care e cu noi. Am putea să luăm prepozițiile în limba greacă în care a fost scris Noul Testament. Nu mai încurcăm, însă cuvântul și numele Domnului e și paraclet, para kaleo, cel care e lângă noi și merge cu noi. Acesta e Duhul lui Dumnezeu. Și aici cuvântul spune, rămâne cu voi. Rămâne cu voi și pururea, nu se mai desparte. Duhul Domnului a fost permanent în lume, de la creație, când deasupra apelor plutea Duhul lui Dumnezeu și era în controlul întregii creații. Acum Duhul e lângă noi și cuvântul ne spune că e cu noi. E prima subliniere pe care vreau să o fac în legătură cu lucrarea Duhului, că e cu noi. Pentru că e duminică seara și sunt țările tineretului,
Aș vrea să subliniez aici că El este permanent cu noi. Să nu credem vreodată că nu ne vede, că nu știe ce facem. Să vă mărturisesc că pentru seara aceasta aveam altă predică. O predică foarte tăioasă împotriva anumitor lucruri care se întâmplă în lume. Și parcă în ultimul moment, dacă cei de la Cezarea vroiau să știe ce a poruncit Domnului Petru să le spună, vă spun că am simțit și eu că e bine să las pe altă dată. Și când va fi timp mai mult și când voi avea și eu un duh mai întărâtat în legătură cu anumite lucruri care sunt în jurul nostru. Duhul Sfânt care e cu noi, tot timpul e cu noi, nu ne lasă. Și spuneam de tineri, uneori mă gândesc, noi n-am avut în România, când am avut tinerețea, n-am avut televizor în case. Uneori duminica n-aveam adunare pentru că erau restricțiile și mergeam la pădure să umblăm, să jucăm doi și al treilea fuge sau eu știu ce mai, așa niște jocuri copilărești, dar erau bune că ne punea în mișcare sângele și se agita și creierul. Însă ispitele erau de altă natură. Pentru tineri, mă rog în mod deosebit, pentru că am și nepoți și am, într-un fel, toți tinerii sunt ca și copiii mei și mă rog ca Domnul să le dea înțelepciune ca să se ferească de lucrurile care nu sunt folositoare, care nu sunt bune și care duc la ruina sufletului. Nu tot ce se vinde pe piață, aici în America, sau oriunde în lume și mă ascultă acum cineva, nu sunt bune pentru suflet, pentru ceea ce e legătura noastră cu Dumnezeu. Să fim atenți, să fim cu băgare de seamă, pentru că Duhul e cu noi. Și Duhul lui Dumnezeu, care a treia persoană, spunem, din Sfânta Treime, din Trinitate, are o personalitate tocmai ca și Fiul și Tatăl. Duhul Sfânt poate să fie întristat. Adică noi să-L întristăm. Suntem legați în familie. Soțul și soția sunt legați prin legământ și nu accept și nu îngădui și nu vreau să știu de divorț în biserică. Sunteți împreună, ați făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu și tocmai de aceea vreau să spun, ca și Duhul lui Dumnezeu e lângă noi. Dacă îl întristăm, ce afaceri am făcut? Ați fost vreodată supărați, vorbesc fraților, și să năcăjiți pe sora, soția? Mâncarea nu mai e bună, încerci să vorbești și parcă nici vorbirea n-are gust, orice ai face nu e, parcă nu-i bine, nu-i normal. De ce să întristați pe Duhul lui Dumnezeu? Și Duhul lui Dumnezeu care e lângă noi și spune cuvântul că l-avem pururea cu noi, pentru totdeauna nu ne părăsește, El rămâne cu noi și să fie întristat? Pe ce viață e în familie când soțul e certat cu soția? Încerc să spun că vorbesc soților, dar aud și soțiile.
nu e bine, nu e frumos, n-are niciun farmec viața. Duhul Sfânt, când a coborât, veți studiați și vedeți, una din calitățile Duhului lui Dumnezeu e bucuria. Așa o bucurie a fost la Rusalii, încât atunci când au ieșit din odaia de sus și au intrat pe străzile Ierusalimului, cântau, săreau, vorbeau cu atâta entuziasm, încât lumea zicea că, dacă n-am ști că e așa de vreme, am spune că au băut, nu sunt chiar în toate mințile. Bucuria e una din trăsăturile Duhului Sfânt în noi. Asta nu înseamnă să râdem toată ziua și să... E vorba de un entuziasm și o bucurie și un optimism care se revarsă din noi întotdeauna. Aici e vorba de o lucrare a Duhului lui Dumnezeu în noi. Și e prima prepoziție pe care vă pun înainte. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt care e cu noi, să nu-L supărăm, să nu îl jignim, că se poate, printr-o viață în care, vedeți, Duhul lângă noi ne trage de mânecă. Poate vi se întâmplă uneori, fratele să fie lângă soția și soția să-l tragă de mânecă. Mai taci, lasă să mai vorbească și el. Sau nu mai vorbi numai de tine, că numai de tine și numai de noi ne place să vorbim. Și toate experiențele și pildele sunt numai... Și atunci avem nevoie de paracletul acesta, paracaleo, cel care umblă lângă noi, ca să fie binecuvântare și har, ne mai trage de mânecă. Nu ne forțează, dar întotdeauna îndemnurile Duhului lovesc și ating inima noastră și am înțeles ce trebuie să facem. Nu facem, Duhul mai încearcă de câteva ori și după aia ne lasă. Faceți ce vreți, dacă nu contează ce vă spun. Asta e Duhul care rămâne cu voi. A doua prepoziție, și trec în grabă peste ele, spune aici cuvântul, rămâne cu voi și va fi în voi. E o mare diferență între a fi alături de noi, să ne vorbească și să ne spună și să ne dea îndemnuri, să ne tragă de mânecă, să meargă lângă noi și să meargă și să ne conducă, și e un farmec, o minune, să fie în noi, Duhul lui Dumnezeu în noi. Și asta e a doua prepoziție pe care o avem în legătură cu lucrarea Duhului lui Dumnezeu. E o prepoziție, iarăși un cuvințel mic și în limba greacă, e în noi, ca și la noi. Dar ce mare diferență, ce mare diferență, El să fie în noi și lumea să vadă și să știe și uneori să spune, nu vorbi și nu fă bancuri din alea, că e fratele cu noi și în El e Duhul lui Dumnezeu. E ceva care... Duhul Sfânt e în noi ca să trăiască în noi. E nu numai bucuria pe care o are, dar cuprinde mintea noastră, înțelepciunea noastră, pașii noștri, inspirația din partea Duhului lui Dumnezeu. De aceea îndemnăm din când în când să aveți o retragere personală. Nu trebuie să vă duceți până în Florida sau, eu știu, în Kansas sau în Knoxville, în Tennessee, să mergeți acolo ca să fiți în afară de influența celor din jur de aici. E bine să fii singur.
Domnul Iisus, rugăciunile Lui au fost rugăciuni și nu le avem cuvintele decât la Ioan capitolul 17 și apoi cumva atmosfera din Ghețimani. În lupta aceea atât de extraordinară încât sângele iese din vene și iese din piele și Domnul Iisus e într-o luptă aprigă și se vede și de aceea spune, rămâneți aici și rugați-vă împreună, am nevoie de un sprijin. Dar retragerile Domnului Iisus, atunci când se retrage pe muntele schimbării la față, avem amănuntul acesta, că s-a dus acolo nu la picnic, nu să mănânce, nu să aibă o conferință biblică sau ce, cum mai sunt așa în vremea noastră, s-a dus să se roage. Și rugăciunea Domnului Iisus e atât de profundă, de reală, de adevărată, încât ucenicii au văzut pe Domnul, dar au văzut și pe Moise și Ilie, care normal nu se vedeau. Părtășia Domnului în rugăciune era o părtășie reală, adevărată. Nu vreau să vă spun, nu mai stați atâta la televizor, că numai ne umple cu minciunile. Și are și el rolul lui. Sora Rita Buibaș astăzi dimineață a început să-mi spună despre anumite evenimente despre care n-am știut, un vas care s-a scufundat, despre niște elicoptere care au zburat să ajute pe unii și alții, despre inundații din Italia și alte lucruri, că m-am speriat eu, vai de mine, soră, dar câte știi dumneatale? Dar eu nu vreau să spun să nu stați la televizor. V-aș fi spus altă dată, dar aș face un păcat că dacă nu fac eu ce vă spun, atunci degeaba vorbesc. Cât ne uităm la televizor, să stăm și în rugăciune. Și dacă facem legătura asta, eu nu știu cât am mai stat la televizor. Însă avem aici Duhul lui Dumnezeu care e în noi. Și Duhul lui Dumnezeu în noi vrea să aibă o legătură sfântă, încât El să aibă conducerea. Noi suntem, nu știu dacă și alte popoare, românii sunt mai scorțoși așa, și, dar de ce vrei asta? Pentru că așa vreau eu. No, și toate argumentele, mai vorbește cu omul ceva. Dacă el vrea așa, așa e gata, ce să mai spunem? Și Duhul lui Dumnezeu în noi nu stă ca să facă ce vrem noi. Duhul lui Dumnezeu e ca să ne conducă și să aibă stăpânire peste noi. Și mai e o prepoziție scurtă de tot. Nu este treaba voastră să știți toate lucrurile și toate soroacele, le spune în Faptele 1, textul care a fost citit de fapt. Le păzește Tatăl în știința Lui, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și al treilea cuvânt scurt pe care îl spun, e lângă noi, e în noi, și e peste noi. Citam pe Chuck Smith, un predicator bun și inspirat, el spunea că aici când vorbește de peste noi, să înțelegem ceva din ce înțelegeau ei când vorbeau grecește și noi nu vorbim grecește. Peste noi e ceva care se vede că se revarsă. Nu e numai acea planare în care El să ne conducă așa cum era stâlpul de nor în călăuzirea lui Israel în pustie.
E aici peste noi când dă peste noi lucrarea Lui. Și atunci aș fi vrut, dar nu fac scamatorii din astea, să am un pahar gol aici și să vin cu o cană plină cu apă. Și primul lucru aș pune cana lângă paharul gol. Și aș spune, asta e prima prepoziție, Duhul Sfânt e lângă noi. E legătură, că s-aproape. Dar Duhul Sfânt face mai mult. Și iau cana mare și torn apă. Și aș turna apă, și aș turna apă, și ne-am uitat cum se umple paharul acela gol. Și acum aș spune, aici e a doua prepoziție. Apa e în noi. Duhul Sfânt a trecut de la a fi lângă noi, e în noi. Și până când torna apa? Frații pentecostali au o expresie, o înțelegem diferit și despre ea vreau să vă vorbesc. Ei spun botezul Duhului Sfânt. Torni apă până când paharul nu mai poate să țină. Și David spunea că și binecuvântările lui Dumnezeu atâta ne dă că paharul ne este plin de dă peste el. Și aici e înțelesul ascuns, real, adevărat, a ce spunea Domnul, că Duhul Sfânt va fi peste voi. Va fi peste voi și lucrarea aceasta e de inundație. În Ioan capitolul 7, Domnul Iisus vorbește despre Duhul Sfânt. Era sărbătoarea aceea a bucuriilor, când era adusă apa la templu și Ioan ne dă, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Mai Ioan dă și un comentariu, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Și îmi amănunt aici, toți cei ce cred în Domnul au Duhul lui Dumnezeu în ei, îl primesc în ei, e darul lui Dumnezeu. Și de data aceasta e vorba de o umplere. O umplere în care Duhul Sfânt se bucură așa de mult de noi și de viața noastră, încât sare de bucurie, ne conduce, ne călăuzește, umple viața noastră cu surprizele pe care le are Dumnezeu. Și această umplere e o dovadă a harului lui Dumnezeu în noi. Odată Iosafat, pentru că se înscrise, vă aduc aminte numai că întâmplarea e lungă, frumoasă și de folos. Iosafat, împăratul de la Ierusalim, se înscrește cu Ahab. Ahab, idolatru, pentru că o are pe Izabela în casă, dar se înscrește și vor să meargă la război, au luat o masă împreună în Samaria și după mâncare Ahab vine, Iosafat, ce-ar fi să, noi ne înțelegem foarte bine, ce-ar fi să vii tu cu armata ta și eu cu armata mea și să mergem să eliberăm Ramotul, cetate. Și Iosafat zice, de ce nu? Oamenii mei ca oamenii tăi, eu ca și tine suntem împreună. Și sunt gata să pornească și parcă îi văd că ies pe ușă și să anunțe, dă cu trâmbița, că trâmbița era semnalul, dă cu trâmbița și să vină armatele. Și Iosafat vine și spune, dar
Noi nu-L întrebăm pe Dumnezeu dacă să mergem sau nu. Aici observăm o diferență în gândire. Un om care e obișnuit să lucreze cu Dumnezeu și unul care lucrează împotriva lui Dumnezeu. Și Ahab, vă spun întâmplarea așa pentru că e de folos ca să învățăm și noi. Ahab cheamă prorocii și am la proroce că le dau mâncare toată ziua să vină aici și că tot n-au ce face, să vină prorocii. Și le pune întrebarea, să mergem, cele două armate, o unitate militară extraordinară, ne unim și să câștigăm un război împotriva nemernicilor lor. Și prorocii, eu știu, nu vreau să joc aici, dar cred că se uita unul la altul și deodată încep toți. Mergem, Dumnezeu e cu noi, Dumnezeu ne dă biruința, unde-i unul nu-i putere, unde-i doi puterea crește, uite ce facem noi, ce isprăvi mari suntem gata să facem. Și Iosafat se uită, i se pare lui că prea au vorbit toți la fel și nu mai e nimeni aici. Și Ahab, Am pe unul, dar nu-ți place ce spune. Întotdeauna, dar niciodată n-a zis cum vreau eu. Întotdeauna a vorbit contra. Întotdeauna, eu vreau una, el vine și îmi spune altceva. Și Iosafat are cu mințenia aceea și spune, nu plecăm până nu vine și Mica, fiul lui Imla, să vină și el aici și să ne spună. Cunoașteți întâmplarea, vine Mica și spune și el ca toți ceilalți. Și Ahab cu ochii mari, ia uite dragă, prima oară când vorbește și el așa cum vreau. Și după aia îl pune să jure, așa ți-a spus Domnul sau e invenția ta? Și cunoașteți întâmplarea, de fapt, în care Ahab moare. Tendința noastră e, chiar și cu nașterea din nou, Apostolul Pavel se luptă cu firea aceasta și la un moment dat strigă, cine mă va elibera, cine mă va scăpa de trupul acesta de moarte? În fire există lucruri care se războiesc cu Duhul lui Dumnezeu care e în noi. Și dacă Apostolul Pavel avea lupta aceasta, ce să spunem noi? În harul lui Dumnezeu vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Vorbește, Doamne, căci sunt gata să Te urmez. Condu-mă Tu, pentru că numai Tu cunoști viitorul, cunoști ziua de mâine, cunoști ce pericole sunt pe cale. Și viața pe care o trăim acum, o trăim prin credința în Fiul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel Galatenilor, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am citit o întâmplare despre o delegație americană care s-a dus undeva prin Argentina, în partea de sud a Americii de Sud, să viziteze niște misionari pe care îi trimisese și cu ocazia asta au venit și misionarii acolo în oraș, ca să, din jungla argentiniană și au luat masa și după o vreme un misionar se apropie de el și îi spune, frate, vreau să spun o întâmplare. Nu cred că vă interesează numele și datele, însă aș vrea să știi că după un timp aici, biserica ne-a făcut o servare și noi am terminat traducerea
Noului Testament, parcă într-o limbă băștinașă, și am zis, e ocazie frumoasă de sărbătoare și venim. Și am bătut un drum lung ca să ajungem la biserică, la ora fixată, la adunare, și la adunare, surpriza. Nimeni în biserică. Ați venit cu o oră mai devreme cumva la biserică? E frumoasă, totul e aranjat, lumini multe, dar așa de goală, așa de tristă. Poporul e biserica. Și ei au ajuns la biserică și acolo nimeni. De ce? Și astea, interesante să le știți, cum s-au încurcat lucrurile, dar n-a venit lumea la biserică. Și frate, nevastă mea a avut un șoc nervos. Mi-a zis, toată viața de 20-22 de ani am stat să traducem Biblia și ne-am chinuit aici și am trăit în privații din acestea, în mâncare multă, în umblat, oboseală, nopți nedormite. Și acum niciunul nu vine măcar să ne dea mâna și să ne îmbrățișeze și să spună bine ai făcut, slugă bună. Și am intrat amândoi într-o criză grozavă. Și acum americanul care era acolo în vizită e curios să știe cum a se rezolvat criza. Și am plecat înapoi. Am plecat înapoi și vreo două ore n-a mai scos nimeni nicio vorbă. Nu știu cum sunteți voi. Coșbuc spunea el despre bărbatul unei femei cu care s-a... El toată ziua lui lucrează supărat. Nu vorbește, nu scoate o vorbă. Am stat și n-am vorbit. Și după o vreme, soția, cea care s-a enervat, a venit și a adus rezolvarea. Dragul meu, curaj, n-am ajuns la capăt. Și dacă 22 de ani am sacrificat aici în jungla Argentinei, să știi că n-am cheltuit anii ăia pentru oameni. Pentru îmbrățișare, i-am făcut pentru Hristos. Soluția pe care am găsit-o la toate crizele din viața noastră a fost aceasta, pentru Hristos, pentru numele Lui. Și aici e și cealaltă parte, că Duhul Sfânt care va fi dat, va fi cu voi, va fi în voi, va fi peste noi, să se reverse din voi în jurul vostru. Duhul Sfânt va mărturisi nici măcar despre El, cum facem noi în seara asta. El va vorbi, spunea Domnul Iisus, despre mine. Va mărturisi despre mine și despre har și despre lucrarea Domnului. De aceea eu n-am decât să spun, frați și surori, curaj, mergem mai departe, înaintăm, chiar prin greutăți, chiar prin descurajări mari, chiar prin deziluzii cumplite. Nu pentru oameni lucrăm, nu pentru oameni existăm, ci pentru El, pentru Hristos. Pentru El să cântăm, pentru El să stăm aici, pentru El să stăm în adunare, pentru El să vorbim, pentru El să lucrăm și pentru El să aducem slava. Căci numai El merită, merită toată slava și cinstea. Și pentru aceasta eu mă rog ca Domnul să mă ajute pe mine, să-mi ierte slăbiciunile în care sunt, dar și pe noi toți să ne unească într-un snop al harului și al dragostei sale, să știm că nu pentru oameni lucrăm, ci pentru numele Lui cel mare, ca El să fie onorat și binecuvântat în toate. Nu uitați, lângă noi e Duhul. Nu uitați, în noi e Duhul.
și Duhul să fie așa de plin în noi, cu toată plinătatea dumnezeirii, încât să se reverse în afară și din inima lor, spune Domnul, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.